Niciun focar de pestă porcină africană nu mai există în Mehedinți în acest moment. Până acum, în județ au fost declarate două focare, unde la o fermă au fost uciși 4.429 de porci, iar la cealaltă 1.387. Dosarele sunt în lucru pentru despăgubire. Coșmarul pestei porcine s-a terminat în județul Mehedinți. Pentru moment, nu a mai fost declarat niciun focar de infecție. La momentul actual, în județul Mehedinți, nu avem niciun focar activ de pestă porcină africană, în sensul că, ca un istoric al județului, așa cum s-a mai spus pe presă, am avut două focare la exploatațiile comerciale de suine de la noi din județ, unde au fost uciși la o fermă 4.429 de capete de porci, iar la alta 1.387. Dosare care sunt în lucru privind despăgubirea și noi trăim cu speranța și cu siguranță proprietarii vor fi despăgubiți. Iar pe fondurile de vânătoare la nivelul județului au fost 35 de porci morți, ne referim aici la mistreți, au fost localizați și ca urmare în acest moment putem să spunem că nu avem o altă evoluție a pestei porcine africane. Pesta porcină nu a amenințat doar România, ci și Europa. În România, din data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost eliminați aproximativ 600.000 de porci afectați de boală și au fost diagnosticate 3.000 de cazuri de mistreți.